De câte știm, ieri a fost Ziua Mondială a Donatorului. Au fost destul de receptivi și locuitorii raionului și orașului Căcul, care atât ziua de ieri cât și astăzi, astăzi mai mult de 100 de persoane s-au prezentat la Centrul Medicilor de Familie pentru a susține și a acorda sprijin celor care în momente de grea cumpănă au nevoie de acești donatori care în scopul salvării vieții sau îmbunătățirii situației acestor pacienți. Vreau prin intermediul televiziunii să mulțumesc tuturor celor care sunt receptivi la problemele pacienților care au nevoie de susținerea lor. Mă refer la o susținere medicală. Să mulțumesc lucrătorilor medicali, să mulțumesc autorităților publice locale care au mobilizat oamenii și totuși au venit. Am vrut să menționez că donatorii în raionul Căcul nu se aduc aminte de cei care au nevoie de sânge doar în Ziua Mondială a Donatorului. Este o tradiție aici la Căcul și conform unui plan de activitate a Centrului Medicilor de Familie și a Spitalului Raional Căcul, săptămânal se donează sânge care mai târziu, mai apoi este oferit celor care au nevoie. În tradițiilor Republicii Moldova, Ziua Lucrătorului Medical și Farmacistului se sărbătorește a treia duminică din luna iunie. Astăzi, Consiliul Raional Căcul împreună cu Primăria orașului Căcul a organizat o manifestare închinată acestei sărbători. Vreau prin intermediul dumneavoastră să aduc cele mai sincere felicitări și urări de bine tuturor colaboratorilor instituțiilor medicale, tuturor celor care sunt alături de cei care au nevoie de ei în momente de grea cumpănă. Vreau să spun și am spus-o de foarte multe ori că medicul sunt, pacienții au nevoie în permanență nu numai de tratament medical, au nevoie în permanență și de tratament psihologic, fiindcă de felul cum se comportă un medic, de atitudinea unui medic față de pacient, depinde în mare măsură și starea sănătății bolnavului. Am fi vrut ca noi pacienții să fim și noi mai înțelegători, să susținem angajații instituțiilor medicale, lucrătorilor medicali să le dorim sănătate, să ne dorim nouă tuturor sănătate, cât mai multe momente plăcute și cât mai puțini pacienți care vor avea nevoie de asistență medicală.